Dinamo a reușit să strice sărbătoarea de la Galați. Într-adevăr, etapa trecută, dar Steaua ar putea să strice toate socotele sau să arunce în aer toate speranțele lui Dinamo pentru o promovare directă în cazul în care se va impune în această seară. Așadar, dacă Steaua bate la Galați, începe fiesta. Iese Dani Iglesias dintre doi adversari, păcălește și pe cel de-al treilea, poate deschide în flanc și atacul arată bine pentru Dinamo. Centrare și intervenție excelentă a lui Dincă. Dinamo semnează prima mare ocazie de gol în minutul 25. Se poate executa până la urmă. Da, se poate executa această lovitură de la colțul terenului. Ahmed Bani, 6 metri, bară! Și mingea ajunge apoi în brațele lui Dincă. Și reluarea lui Patrick, într-adevăr. Iată-l pe Drăghici. Aruncă această minge, care a luptat de cap și extraordinar! Scoate Duimoviș, cea mai mare ocazie a Stelei. Da, iată-l pe bulgarul Ciunciucov. Ce bine a păruse în spatele lui Atanas Trică. Prima centrare de calitate din flanc, semnată de Drăghici. Au fost 15 minute în care s-au pus la punct anumite reglaje. Centrarea vine prin spatele defensivei steliste. Încearcă la Rusea, șut bun din prima dică și gol! Dinamo înscrie în minutul 77 printr-un fundaș central. Denis Jafer, rezolvarea din întoarcere, parada lui Dincă pentru a câta oară, salvează la lovitura lui Alex Pop. Foarte bine s-a descurcat aici vârful opus al dinamoviștilor, iar Jafer trimite exact sub transversală să nu mai dea nicio șansă lui Dincă, eroul Stelei, fără îndoială până la acest minut. Iar Ahmed Bani pregătește o nouă centrare în condițiile în care Ghezali a plecat de lângă el. Ghezali pe picior drept, șut și peste transversală. Sabo atunci când a protestat vrea aici un exterior Pacionel, nu iese acea pasă, evident Steaua riscă totul, joacă numai pe atac și iată ce situație aici, 2 contra 1, apariția lui Bani. Ahmed Bani pasă încă o dată, Ghezali, gol! Dinamo București o învinge pe Steaua în derby 2-0. Lisabon nu reușește să-l oprească pe Ghezali. Rămâne ciocoteală între adversari, Ahmed Bani. Nu s-a complicat nici el. Da, din nou aduc în discuție ce spuneam în prima repriză, Cătălin, despre importanța acestor doi jucători pentru Dinamo, Ghezali și Ahmed Bani. N-a mai păstrat cadența în play-off, iar Dinamo este aproape de golul al treilea, penalti. Penalti și galben. Adrian Ilie este cel care face această lovitură de la 11 metri. Ghezali cu piciorul drept, David Dincă, repetăm, unul dintre cei mai buni jucători steliști, francezul, gol! Execuție perfectă de la 11 metri a lui Ghezali.